Faptele Sfinților Apostoli. Și deodată Petru și Ioan se suia la biserică, la ceasul rugăciunii al nouălea. Și oarecare bărbat o logu de bătă ce mai ce noi fi să purtă, pe care la punea în toate zilele legă ușa bisericii. Ceea ce se zice a frumusețată ca să ceară milostenie. Și căută Petru la el împreună cu Ioan zise, caută la noi și el să uită la ei, așteptând ceva de la ei să ia. Și zise Petru, argint și aur nu este la mine, iar care o aceasta să-l ție într-o numele lui Iisus Hristos Nazarenianul, scoală-te și umblă. Și apucându-l pe el de mâna cea dreaptă, el scoală și dată îi se întărirea lui tolpele și fluierile și săriste tu și umblă și tră împreună cu ei în biserică, umblă și saltă și lăudând pe Dumnezeu. Și văzut pe el tot norodul, umblând și lăudând pe Dumnezeu. Și-l cunoștea pe el că acesta era cel ce ședea pentru milostenie la poarta cea frumoasă a bisericii și se umplură de spaimă și de mirare de ce s-a întâmplat lui și ținge ce s-a vindecat. O luă pe Petru și pe Ioan, alergă către ei tot norodul, la bolta aceea ce se cheamă a lui Solomon, înspăimântat și văzând Petru, răspunse către norod, bărbat izraeliten, ce vă mirați spre aceasta? Sau la noi ce priviți? Pe culpa noastră putere, a bună credință, a făcut ca să umble el Dumnezeul lui Avram și a lui Isaac și a lui Iacob, Dumnezeul părinților noștri, a mărit pe Fiul lui Iisus, pe care voi l-ați dat și v-ați depărtat de el dinaintea lui Pilot,
judecând acelo, să-l salvează. Iar voi de ce sunt și drept v-ați tăgăduit și ați cerut pre om ucigaș să se răzească vouă. Iar începătorul vieții l-ați omorât pe care Dumnezeu l-a învins din morți, căruia noi mărturii suntem și cu credința numelui Lui pe acesta, pe care le vedeți și îl știți, au tare numele Lui și credința aceea, ce prin El au dat lui întregăciune, întregăciunea aceasta. Dinaintea voastră tuturor și acum, fraților, știu că după necunoștință ați făcut ca și boierii voștri, iar Dumnezeu, care l-a vestit mai înainte din gura tuturor prorocilor Lui, a pătimit Hristos, a plinit așa. Deci pocăiți-vă și vă întoarceți ca să șteargă ale voastre păcate, ca să fie vremi de răsuflare de la fața Domnului și să trimiți pe cel mai înainte de lui vouă Iisus Hristos, pe care trebuie cerul să primească. Găi, găi, până la șezarea anilor tuturor, cărora au găit Dumnezeu prin rostul tuturor sfinților lui Dumnezeu. Prin rostul tuturor sfinților Lui, proroși din viață, pentru că Moise către părinți au zis că proroc vouă va învia Domnul Dumnezeul vostru dintre frații voștri ca mine. De ieri s-a ascultat, după toate oricâte v-am venit către voi. Și va fi tot sufletul oricare le nu ascultă de prorocul acela, că totul va peri dintr-un rând, și toți prorocii de la Samuel și celor prerând, câți i-au grăit și mai înainte au vestit zilele acestea. Voi sunteți fii prorocilor și făgăduinții căruia a pus Dumnezeu către părinții noștri zicând către Avram și seminție tale, să voi blagoslovi toate neamurile pământului. Vouă, întâi o Dumnezeu,
Pescare de către vie.